Care sunt principalele probleme hormonale la copii în funcție de vârstă și sex? Cele mai frecvente motive de prezentare la medic, din păcate, unul este obezitatea, care de obicei nu are niciun fel de substrat hormonal sau de boală endocrină. Copiii care sunt obezi și care nu au probleme endocrine sunt cei care cresc bine. Ei din mâncare obțin o statură mai înaltă decât toți ceilalți de vârsta lor și așa poți să și excluzi eventuală patologie endocrină. Din păcate, alimentația nu e întotdeauna echilibrată, părinții nu sunt întotdeauna disponibili să verifice tot ce mănâncă copilul și foarte des, la întrebarea mănâncă dulciuri, este da, cine cumpără și le cumpără singur. Ceea ce nu-i minunat. Alt motiv de prezentare este hipotrofia staturală, părinți care sunt îngrijorați de copiii care nu au o talie corespunzătoare. În general, copiii care sunt la mai mult de două deviații standard față de normal pentru medie, vârstă și sex, sunt cei care, într-adevăr, necesită consult endocrinologic. Totuși, deficitele hormonale sunt destul de rare, adică până ajunge la endocrinolog, trebuie exclusă patologia pediatrică clasică. Trebuie verificat că aportul nutritiv este unul optim, că ceea ce mănâncă se absorbe, că nu există boală celiacă sau alte sindrome de malabsorție, că nu sunt alte boli cronice. Și după ce se elimină toate cele din sfera pediatrică, abia atunci o să vină la endocrinolog și sunt, evident, necesar și hormon tiroidian și hormon de creștere și la pubertate rolul major îl au hormonii sexuale, estrogenii și testosteronul, care determină un sal de creștere pubertar. De asemenea, alt motiv de prezentare este legat de debutul pubertății, care se pare că este din ce în ce mai precoce. În mod normal, trebuie să debuteze la fetițe după 8 ani și la băieței după 9 ani. Și primele semne legate de pubertate sunt la fetițe apariția dezvoltării sânului, mucoale mamare și, de asemenea, dar nu întotdeauna observat, este saltul de creștere. Ritmul de creștere normal al unui copil este de 4-8 cm pe an. Iar prepubertar, fetele își accelerează viteza de creștere și se depășește această limită de 8 cm pe an. E mai ușor de văzut, totuși, dezvoltarea mamară. La băieți, primul semn de dezvoltare pubertară este legat de volumul testicular, care începe să crească și ulterior, la un an după, începe și dezvoltarea organelor genitale, îngroșarea vocii, dezvoltarea pilozității. Există o perioadă fereastră de 6-8 ani în care debutează adrenarha. Este momentul în care suprarenala începe să producă și ea cantități mici de hormoni sexuali. Nu se știe exact ce anume declanșează acest fenomen, dar poate fi responsabilă de acele probleme care pot îngrijora părinții. Miros de transpirație, pilozitatea discretă a părului axilar sau pubian, iar nu necesită tratament cât timp survine intervalul acesta de 6-8 ani. Doar se urmărește și cât timp nu asociază și alte semne de dezvoltare pubertară precoce, rămâne doar atitudinea de observație. Deci, care ar fi semnele pe care trebuie să le urmărească părinții de la început, nu știu. De la început ar trebui să vadă că băiețelul, de exemplu, are testiculele în scrot. Deci, primul semn. Pentru băieții care au clitorhidis, care este o afecțiune destul de frecventă, se așteaptă până la vârsta de maxim un an. Ultimele mele recomandări sunt ca chiar de la 6 luni să se intervină, pentru că sunt câteva modificări hormonale în primul an de viață care pregătesc testiculul pentru viața adultă, care mențin spermatogoniile de calitate bună și, de asemenea, pentru copiii la care se așteaptă peste vârsta de un an, crește riscul de infertilitate la vârsta adultă și de cancer testicular. Și cum se intervine? Se intervine hormonal în cazul în care nu există un obstacol anatomic. Se poate obține coborârea testiculului făcând o cură de 3-6 injecții cu gonadotropină chorionică. Tratamentul este destul de sigur. Nu are cine știe ce efecte adverse, nimic care să pună în pericol viața copilului și chiar ajută și intervenția chirurgicală, adică chiar dacă nu se obține coborârea până la nivelul bursei scrotale, faptul că se câștigă câțiva centimetri ajută mult intervenția chirurgicală, care ar fi pasul 2. Este evident mai eficient cu cât testiculul este mai aproape de orificiul extern al canalului inghinal și rezultatele sunt cu cât mai bune, cu atât ar fi mai ușor de coborât. Dar se poate evita o intervenție chirurgicală. Ulterior, între 2 și 4 ani este util să se măsoare copilul, asta de obicei pică în grija pediatrului sau medicului de familie. Este o perioadă în care ritmul de creștere este foarte alert, până la un an câștigă 25 cm pe an, între 1 și 2 ani 12, apoi ritmul crește, scade până la 10 cm pe an maxim, iar între 4 ani și debutul pubertății, creșterea de 4-8 cm pe an. Și este foarte important să ai un istoric al unui copil legat de creștere, deci
medicul sau părintele, trebuie neapărat să-l monitorizeze măcar la tot cu ochii prin măsurători anual sau din 6 în 6 luni, pentru că istoricul este de bază. Dacă un copil vine la endocrinologie pentru statură mică și este rezolvat pediatric și totul este în regulă, primul pas pe lângă o evaluare de bază hormonală este să aștepte 6 luni pentru a vedea care e viteza de creștere. Dacă vine deja cu un istoric, scurtați din timp ăștia. Ok. Spuneați mai devreme că a început pubertatea să debuteze din ce în ce mai devreme. Există factori, niște studii. Care sunt cauzele? Ce se întâmplă? Alimentația, multă lume vorbește despre alimentația, mediul, faptul că sunt expuși cognitiv la o grămadă de informație la care noi nu eram când eram mici. De asemenea, creșterea în greutate e un factor. Obezitatea este la fetițe un factor de risc pentru pubertatea precoce, pentru că în țestul adipos se aromatizează hormonul estrogen. Și atunci se face un fel de priming la nivel hipofizar și se declanșează un pic mai repede procesul de intrare în pubertate. Ceea ce nu este în avantajul lor, pentru că cu cât intră mai devreme în pubertate, cu atât se închide mai repede cartilajul de creștere și rămân cu talie mică. La best, pe de altă parte, obezitatea întârzie debutul pubertar. Și nici asta nu e bine. Pentru că este în detrimentul hormonului de creștere și al funcției normale a testiculului. Deci, e de urmărit alimentația copilului, stilul lui de viață, de evitat sedentarismul, de monitorizat creșterea și toate astea pică în responsabilitatea părintelui.